Apostolul și Evanghelia de luni, în săptămâna a 28-a după pogorârea Sfântului Duh. Apostolul, din epistola a doua către Timotei, a Sfântului Apostol Pavel citire. Fiule Timotei, într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut, și unele sunt spre cinste, iar altele spre necinste. Deci, de se va curăți cineva pe sine de acestea, va fi vas de cinste, sfințit de bună trebuință stăpânului, potrivit pentru tot lucrul bun. Fugi de poftele tinereților și urmează dreptatea, credința, dragostea, pacea cu cei ce cheamă pe Domnul din inimă curată. Ferește-te de întrebările nebunești, știm că dau prilej de ceartă. Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând față de toți, destoinic să dea învățătură, îngăduitor, certând cu blândețe pe cei ce stau împotrivă, nădăjduind că Dumnezeu le va da pocăință spre cunoașterea adevărului, ca ei să scape de cursa diavolului de care sunt prinși pentru a-i face voia. Sfânta și dumnezeiască Evanghelie de luni, în săptămâna a 28-a după pogorârea Sfântului Duh. Citire din Evanghelia de la Luca. În vremea aceea, apropiindu-se Iisus de Ierusalim, la coborâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, bucurându-se, a început să laude pe Dumnezeu cu glas mare pentru toate minunile pe care le făcuse, zicând: Binecuvântat este împăratul care vine într-o numele Domnului, pace în cer și slavă întru cei de sus. Dar unii farisei din mulțime au zis către el: Învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Atunci, răspunzând, Iisus le-a zis: Vă spun vouă că dacă vor tăcea aceștia, pietrele vor striga. Și când s-a apropiat și a văzut orașul, a plâns de mila lui și a zis: Dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi a ta cele ce sunt spre pacea ta, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Căci vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanț împrejurul tău și te vor împresura și te vor strâmtora din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe fiii tăi în tine. Și nu vor mai lăsa ei în tine piatră pe piatră, pentru că tu nu ai cunoscut vremea cercetării tale. Ajută-ne, Doamne Iisuse Hristoase, ca îndemnați de cuvântul Evangheliei, să cunoaștem vremea cercetării noastre și să luăm aminte atunci când șoaptele Harului Tău Celui Sfânt ne cercetează prin cuvântul Evangheliei, ca să facem voia Ta cea sfântă spre slava numelui Tău și a noastră mântuire. Amin.